emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților, a celor care își doresc să vină în fața dumneavoastră, a celor care au curajul de a vă prezenta oferta electorală pe care o au pentru următorii 4 ani, în condițiile în care, în data de 9 iunie, când vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, bineînțeles, le veți oferi votul de încredere. O situație deosebită, la fel ca cum se întâmplă, de fapt, până la urmă, o dată la 4 ani, unde bătălia cea mai mare, putem spune, este pentru reședința județului Hunedoara, pentru DEVA. Așadar, astăzi discutăm despre viziunea pe care candidatul PSD o are pentru a dezvolta acest municipiu și o să-l las pe el să ne explice mai multe despre proiectele pe care le are în vedere pentru a readuce cumva strălucirea DEVA-i de odinioară. Astăzi alături de mine este domnul Lucian Ioan Rus, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului DEVA. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumesc din suflet pentru invitație! Sunt multe problemele în ceea ce privește și proiectele la nivelul capitalei de județ. Sunt multe și nemulțumirile în ceea ce privește pe cetățenii acestui oraș. Sunt convinsă că în vizitele dumneavoastră prin toate cartierele municipiului DEVA, pentru că să nu uităm, toți cetățenii fac parte din municipiul DEVA, indiferent că vorbim de cartierul Micro 15, Grigorescu, Viile Noi și așa mai departe. Sunt cu siguranță sau au ajuns la urechile dumneavoastră foarte multe dintre aceste nemulțumiri și până la urmă interacțiunea cu omul cred că este cea mai sinceră. Lăsând la o parte poate promovarea și în mediul online și nu numai, discuțiile tet-a-tet cu oamenii cred că sunt cele mai reale. Ați simțit acest lucru din partea devenilor? Da, într-adevăr, așa este și cred că este și nevoia oamenilor, nevoia devenilor, nevoia noastră până la urmă tuturor de a comunica, de a discuta și de a ne expune problemele. Observ zi de zi, atâta timp cât merg pe teren și mă întâlnesc cu oamenii, observ această dorință a oamenilor de a discuta, de a spune problemele, de a încerca să găsească o rezolvare împreună cu administrația publică locală. Acesta este cea mai mare nevoie a oamenilor astăzi pe care eu o văd și mă întristează faptul că devenii noștri și noi nu avem cui să ne spunem problemele. Noi nu avem cui să mergem să cerem un ajutor în rezolvarea acestor probleme și dacă ar fi multe dintre ele probleme extraordinar de complicate, dar din păcate nu sunt atât de complicate, sunt probleme care ar putea să fie rezolvate cu atenție mai mare a administrației locale la nevoile cetățenilor, la nevoile noastre ale devenilor. Asta este un lucru foarte important, dragi deveni, pe care eu, ca și candidat și după 9 iunie, dacă îmi veți oferi încrederea să ocup fotoliul de primar, vreau să o rezolv și vreau să fiu un partener al administrației publice locale și al cetățenilor. Vreau să fiu acel om care să vină permanent în cartiere. Pentru că am văzut acest lucru și știți că eu umblu foarte mult între oameni și asta am văzut. Oamenii vor să discute, dar nu numai din 4 în 4 ani. Și e atât de greu să înțeleagă că noi chiar vrem să venim cu o schimbare, vreau să venim cu o comunicare mult mai bună, vreau să venim cu un interes atât al meu cât și al echipei mele, nu din 4 în 4 ani, ci permanent pentru problemele oamenilor. Și aici vorbim de probleme, cum am spus, unele din ele nu sunt extraordinar de complicate. Curățenia orașului nostru este atât de importantă. Un pic de atenție dată, cred că am putea rezolva destul de repede și fără costuri foarte mari. Vorbim de iluminatul străzilor, de siguranța străzilor. Sunt lucruri pe care le putem face fără a consuma resurse foarte mari. Deci, oamenii au nevoie să comunice, oamenii au nevoie să discute, oamenii au nevoie să-și spună problemele și să găsim împreună soluții pentru rezolvarea lor. E simplu, dar de atâta vreme nu s-a mai discutat cu ei, încât oamenii nu mai au această încredere. Noi, prin echipa noastră, a Partidului Social Democrat, împreună cu echipa de consilieri, pentru că nu poți să rezolvi un lucru de unul singur, ci doar în echipă, noi asta ne dorim să rezolvăm. Și eu vin cu această, nu promisiune, ci un angajament ferm al meu, Lucian Rus, ca și primar după 9 iunie,
că acest lucru se va întâmpla, discuțiile, comunicarea și participarea la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea primăriei și pe proiecte, va fi împreună cu cetățenii, va fi împreună cu asociațiile de proprietari. Asta este un lucru extrem de important pentru mine și de aici trebuie să plecăm. Și cetățeanul trebuie să fie în centrul atenției, pentru că ei sunt cei care își pun mai mult toate decât atât. Noi trebuie să fim în slujba cetățeanului permanent și tot ceea ce înseamnă primarul, consilierii locali și administrația publică locală trebuie să fie în slujba cetățenilor. Parte dintre cetățeni sunt cumva nemulțumiți și de faptul că, deși primarul, fie că vorbim de Deva sau oricare altă localitate, cel care inițiază proiecte în cadrul Consiliului Local, de cele mai multe ori nu este prezent la ședințe. Vi se pare un lucru normal, firesc acest lucru? Să nu fii acolo, deși inițiezi acele proiecte? Părerea mea este că primarul trebuie să fie acolo permanent, mai ales pentru a susține aceste proiecte, pentru că aceste proiecte ar trebui să vină din partea populației, din necesitatea și necesitățile pe care devenii le au în momentul de față, propune aceste proiecte de hotărâre și el trebuie să fie persoana care trebuie să le motiveze și să le supună aprobării, astfel încât proiectele lui să poată trece și să poată să fie implementate. Jobul de primar înseamnă să fie în slujba cetățenilor. Jobul de primar înseamnă, pentru mine, înseamnă să fiu acolo permanent, să fiu să-mi respect un program de audiențe, să fiu acolo să mă întâlnesc cu oamenii, să merg pe teren și să urmăresc tot ceea ce înseamnă că aceste proiecte de care spuneți dumneavoastră sunt implementate corect și sunt implementate așa cum trebuie pentru municipalitate, pentru oraș, pentru cetățeni. Ne uităm numai la primarul Bobuțanu, ca să nu ne uităm mai departe, și îl văd permanent mergând pe șantiere, îl văd permanent cum poate că constructorul mai face și greșeli și el este acolo să semnalizeze aceste greșeli și să îndrepte toate problemele pe care le întâlnește în teren. Deci trebuie să fie un sprijin participativ și trebuie să fie un primar care să meargă permanent pe tot ceea ce înseamnă zonele din Deva, atât de investiții, atât de probleme, atât de discuții cu cetățenii. Astea sunt lucrurile care trebuie să se întâmple și, bineînțeles, trebuie să fie acolo să susțină proiectele pe care și le dorește. Asta eu vreau să fac după 9 iunie, vreau să fiu în Consiliul Local, vreau să fiu acel om care să sprijine și să meargă mai departe cu proiectele pentru dezvoltare. În activitatea mea de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenatului și Turismului, eu merg permanent la toate întâlnirile cu tot ce înseamnă antreprenatul, cu tot ce înseamnă mediul de business, cu tot ce înseamnă turismul, atribuțiile pe care le am în competența mea din partea ministrului, pentru că eu sunt acel promotor pentru toate strategiile și ideile pe care noi ca și minister le aplicăm pe aceste domenii de activitate. Așa aș vrea să fac și după 9 iunie, acolo aș vrea să mă implic și să pot să-mi duc aceste proiecte pe care eu le propun acum adevenilor ca să le implementăm și să le ducem la bună realizare. Deva are destul de multe proiecte, cel puțin în teorie și din declarațiile pe care actuala administrație locală le face în ultima perioadă, doar că oamenii nu prea văd foarte multe schimbări în bine din foarte multe puncte de vedere. Avem și această renumită deja pistă pentru biciclete care nu este încă funcțională, sunt foarte multe probleme aici. Cum vedeți dumneavoastră sau cum ar fi trebuit sau cum ați fi gestionat, mai bine zis dumneavoastră, o astfel de situație? În condițiile în care fonduri europene au fost suficiente, mai era nevoie doar ca oamenii, specialiștii de fapt, să știe să le și scrie, să le implementeze așa cum trebuie și cum își doresc și deveni până la urmă. E foarte bine că avem fonduri, proiecte pe fonduri europene. Este un mare lucru și este și atributul personalului din administrația publică locală care a depus aceste proiecte. Dar mai mult decât atât, exact la discuția dinainte, trebuie urmărite aceste proiecte. Trebuie urmărite că se implementează așa cum trebuie. Trebuie mers și discutat cu constructorul permanent să vedem care sunt problemele, ce trebuie făcut și să le remediem din timp, să nu ajungem să fie finalizate și să ne trezim că ele nu sunt funcționale sau că au anumite probleme. Asta este treaba
primăriei, asta este treaba primarului și eu asta vreau să fac permanent. Eu în ambient, de exemplu, știți că am venit din mediul privat și aveam depozit de materiale de construcții, permanent mergeam la clienții mei pe șantiere să văd că materialele pe care eu le furnizam acolo pe șantierele respective sunt puse în opere cum trebuie. Clientul este mulțumit. Mergeam să discut cu meșterii ca să învățăm dacă cumva nu știu că aceste materiale cum se pune în operă, care sunt procedurile speciale pe care care trebuie făcut ca să iasă un rezultat bun. Așa vreau să fac și după 9 iunie, să merg pe șantiere și să verific că aceste lucruri sunt făcute așa cum trebuie. Mai mult decât atât, vorbim acum de fonduri europene. Bugetul primăriei ar trebui să fie acea sursă de cofinanțare pentru fonduri europene, acea sursă pe care ne ajută să putem multiplica bugetul primăriei, atrăgând fonduri europene, Programul Național de Reziliență, Anghel Salini, și aici e o altă problemă care am văzut-o și n-aș vrea să se mai repete. Anghel Salini, Deva nu a tras niciun ban din programul Anghel Salini. Știm foarte bine că au fost repartizați anumiți bani pentru fiecare municipalitate, pentru fiecare OAT. Deva a avut peste 40 de milioane de lei. Eu aș fi făcut poate centura Devei și aș fi asfaltat-o. Sau alte lucruri care sunt atât de multe de care Deva are nevoie astăzi. Poate un spațiu de întâlnire pentru persoanele vârstnice, pentru că trebuie să ne uităm la seniorii noștri. Trebuie să le dăm un spațiu de întâlnire, trebuie să aibă locuri unde să discute, să socializeze, să stea. Mă bucur că văd că se întâlnesc prin oraș și stau la mesuți acolo, beau o cafea, joacă o tablă, joacă un șah. Dar trebuie să le oferim un loc al lor în fiecare cartier, să oferim acele centre de cartier, așa cum am spus, cartierele trebuie să aibă o inimă a lor, un suflet al lor, să aibă un loc de joacă, un teren multifuncțional, trebuie să aibă un loc de întâlnire a seniorilor, astfel încât toate vârstele să fie acolo, de la copii, la părinți, la seniori, toți împreună să socializăm. Deva are nevoie și de socializare. Vedem că în secolul ăsta și în rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile, noi trebuie să gândim pentru comunitățile noastre și trebuie ca în fiecare cartier să avem acest centru de comunitate. Ne uităm la cartierele din Deva, sunt poate mult mai mari decât un oraș din județul Hunedoara sau, nu mai spunem, decât o comună. Aceste centre de cartier trebuie să funcționeze. În primul rând trebuie să ne interesăm și să le menținem, tot ce înseamnă locurile de joacă, parcurile pe care le avem acum, să le gospodărim așa cum trebuie, să schimbăm cei rupți, să le vopsim, să le zugrăvim, să le cosmetizăm în fiecare primăvară, să avem grijă de ce avem și mai mult decât atât să facem câte un teren de fotbal multifuncțional, să punem tot ce înseamnă locurile de întâlnire să fie așa cum trebuie ca oamenii să socializeze. Să strângem familiile acolo, să strângem vecinii, să strângem prietenii, să strângem oamenii ca să socializăm și să avem o comunitate caldă, o comunitate prietenoasă. Simțiți că aceste lucruri sau că cetățenii s-au îndepărtat de această căldură, poate și din cauza modului în care este gestionat acest oraș? Factori sunt foarte mulți. În momentul în care vedem că avem un părculeț sau un loc de joacă care nu mai e amenajat, nu e îngrijit și nu avem grijă de el permanent, nu-ți mai vine să mergi acolo. Sunt lucruri esențiale, pentru că copiii se joacă, se mai strică lucrurile. Noi, ca și primărie, trebuie să avem permanent în grijă aceste lucruri, să le menținem așa cum trebuie, să le întreținem și să le punem tot timpul la dispoziția oamenilor. Pentru că, așa cum am spus, primăria și administrația publică locală trebuie să fie la dispoziția oamenilor și a cetățenilor din Deva. Asta ne dorim să facem după 9 iunie. Da, mulți par să uite acest aspect și această latură umană și vă întreb cât de mult contează și conduita pe care un primar o are atunci când zi de zi, în teorie cel puțin, se află în primărie și în centrul oamenilor, în mijlocul cetățenilor. Cu siguranță că este extrem de important și acest lucru pleacă de la a da tonul și de a da direcția de dezvoltare pe care primarul trebuie să dea atât în cadrul aparatului propriu al administrației publice locale, cât și în tot ceea ce înseamnă urbea și că este, așa cum am spus, un reprezentant al oamenilor, un slujbaș în slujba devenilor. Până la urmă, asta trebuie să știm și asta înseamnă, până la urmă, acea persoană care ocupă fotoliul de primar al municipiului Deva.
Deci este extrem de important să ne pese, să ne intereseze și să ne implicăm în tot ceea ce înseamnă viața comunității. Și aici vorbim și de foarte multe lucruri, că mergeam prin cartiere și îmi spunea la un moment o doamnă, noi am vrea deva noastră acum, așa cum a fost acum 7 ani de zile, am vrea-o așa cum a fost acolo și de acolo să începem să gândim pentru orașul nostru. Sunt atât de multe componente la care trebuie să ne uităm, că am plecat de la seniori, dar trebuie să ne uităm și la sport, trebuie să ne uităm la siguranța cetățeanului, iar o problemă foarte mare și aici profit de ocazie să spun că ar trebui să avem acești polițiști locali, acei sectoriști pe care aveam pe vremuri. Eu când eram copil știu foarte bine că jucam și eu cu mingea în fața blocului, mai rupeam câte o bancă, că se întâmpla să se rupă câte o bancă. Imediat știa acel sectorist, măi, e rus de pe Cogălnicianu, acolo mergem, el trebuie să fie tras la răspundere și așa mai departe. Trebuie să dăm tot așa tonul ca și primar, trebuie să dăm atribuții foarte clare, responsabilități, ca acești oameni care sunt și vor să facă treaba, acești polițiști locali, să se și implice, să știe exact care sunt atribuțiile lor și unde trebuie să meargă, ce trebuie să facă. Trebuie să avem grijă de siguranța oamenilor, de protecția lor, trebuie să avem evidența lor, pentru că, așa cum am spus, orice cartier este o comunitate mult mai mare decât un oraș sau poate o comună. Știm bine, contează primarul într-o comună, contează polițistul, învățătorul, da, medicul comunei și preotul comunei. E, acest polițist local trebuie să fie acel reper și acel factor de echilibru și de responsabilitate și de comunicare cu oamenii așa cum ar trebui să fie. Nu să dea amenzi doar și să sancționeze oamenii, ci să fie un factor de prevenție acolo, să fie un factor de stabilitate și de siguranță pentru oamenii din fiecare cartier, să știe permanent că acel polițist patrulează, veghează pentru binele lor și cred că și polițiștii locali ar avea altă satisfacție atunci când ar ști că este împreună cu comunitatea și comunitatea ar aprecia faptul că are alături un polițist local care se interesează de problemele lor și de drepturile lor și veghează la siguranța cetățeanului. Sunt atât de multe lucruri care trebuie făcute și asta spun, administrația locală nu trebuie să facă decât reguli corecte pentru fiecare angajat, pentru fiecare om în subordine, astfel încât să știe fiecare ce are de făcut. Chiar aud acum tot felul de discuții că dacă vine rus la primărie ne va da afară, că ăsta vine din privat, ăsta vine cu taie și spânzură și face reguli clare. Da, reguli clare vreau să fac, pentru că cred că asta avem nevoie, dar cred că omul potrivit la locul potrivit, omul sfințește locul, sunt lucruri extrem de importante. Iar tot ceea ce înseamnă oamenii, neapărat o administrație locale, dacă ar avea atribuțiile clare, simple și bine stabilite, aceștia ar da valoare locului acolo unde sunt ei. Avem oameni buni, avem oameni muncitori. Nu vin să fac rău, eu vin să fac bine dacă pot. Nu vreau să încurc, vreau să eficientizez, vreau să vin cu tot ceea ce am acumulat în experiența mea ca privat și tot ce am acumulat în experiența mea de 2 ani jumătate ca și secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Haideți să facem o echipă constructivă, haideți să dăm valoare tuturor oamenilor care sunt acum în primăria Deva. Nu vreau să discutăm de bârfe și de povești de genul ăsta. Eu vreau să vin și să duc Deva acolo unde cred că este locul. Și împreună cu oamenii din primărie, împreună cu toți angajații, vreau să facem o echipă așa cum trebuie. Și dovada este faptul că acum 2 ani jumate, când m-am dus în cadrul ministerului, aveam un ministru penelist. Da? Toată lumea zicea, băi, dacă o să se schimbe și trece de la PNL, abinestru, vine altul de la PSD, o să îi se întâmple altceva. Nu s-a întâmplat nimic, din contră. Am fost mai eficienți. Am încercat să strâng în jurul meu echipa, am încercat să le dau putere și să eficientizez pe toți, astfel încât să se vadă rezultate după munca noastră. Asta este ce contează, oameni buni. Nu să ne gândim că facem rău unul la celălalt. Vrem să facem bine, vrem ca experiența din spate pe care am acumulat-o să ajute și să poată să ducă Deva spre o dezvoltare mult mai bună. Unde vă doriți să ajungă Deva? Pentru că spuneați puțin mai devreme, Deva trebuie să ajungă... Atât de departe poate să ajungă Deva, dar trebuie să începem cu lucrurile de acum pe care trebuie să le facem, lucrurile de bază, lucrurile simple, cum am spus, curățenia, ordinea, iluminatul, siguranța cetățeanului, lucrurile esențiale, parcări, că vorbim de locuri de parcare, iar aici e o altă mare problemă unde trebuie să o rezolvăm rapid și putem să o facem. Aveți proiecte și în acest sens pentru a dezvolta și mai multe locuri de parcare? Asta vrem să facem. Prima dată
dacă discutăm de locuri de parcare, să colectăm tot ce înseamnă mașinile abandonate, avem soluții pentru acele parcări supraterane pe care vrem să le amenajăm, avem atâtea spații unde sunt platforme betonate neutilizate, unde vrem să venim cu această soluție de parcare supraetajată pe care au spus-o și alții că vor face, dar eu chiar vreau să o fac, am văzut-o la Cluj, la Timișoara, la Oradea, sunt lucruri simple, nu trebuie să le inventăm noi, nu este invenția mea, sunt ceea ce am văzut că s-au implementat și au dat roade și sunt foarte bune și foarte practice. Dar dacă mă întrebați unde trebuie să ajungă DEVA, trebuie să ajungă foarte departe. Noi comparăm DEVA cu Hunedoara și chiar am avut o discuție cu primarul Bobozanu și am spus, măi, împreună trebuie să facem echipă pentru a putea dezvolta orașele noastre și din punct de vedere turistic și din punct de vedere a colaborării administrative și a dezvoltării, pentru că noi toți împreună și cu Consiliul Județean, cu domnul președinte Nistor, trebuie să ducem întreg județul împreună spre noi perspective. Și putem să o ducem, că vorbim de perspectiva turistică sau a dezvoltării economice și așa mai departe, dar DEVA poate atât de mult. Și cum mă întorc la ce a spus doamna pe teren acum câteva zile, de acolo de unde a lăsat-o fostul primar, de acolo dacă am putea să o luăm, să-i dăm un alt avânt, să-i dăm o altă perspectivă și putem să facem. Avem un oraș atât de frumos, dar trebuie să-l cosmetizăm, trebuie să ne îngrijim de el așa cum este casa noastră. Așa trebuie să facem în fiecare zi, pentru că de noi ține să dovedim că suntem buni gospodari și astfel să putem să facem aceste lucruri să fie cu adevărat reale. Ați atins un alt punct sensibil pentru DEVA în această perioadă, turismul. Încă mai avem șansa, să spunem, de a dezvolta latura aceasta, care este, până la urmă, sau poate fi un motor economic foarte bun al unei comunități, însă undeva s-au întâmplat unele lucruri, iar DEVA nu mai este o prioritate pentru mare parte dintre vizitatori, că de turiști este cam greu să discutăm în momentul de față, adică cei oameni care vin și înoptează măcar 2-3 zile aici la DEVA. Putem să resuscităm sau puteți să resuscitați turismul în DEVA? Știți cum, toată lumea spune de potențialul turismului din DEVA și sunt de acord cu toată lumea. DEVA are un potențial turistic fantastic, dar de la a spune și de la până la a valorifica acest potențial turistic, trebuie să facem niște pași și trebuie să îi rezolvăm aceștia, pentru că potențialul avem, hai să vedem și cum o facem. Așa cum am spus mai înainte, împreună cu primarul Bobozanu gândim și discutăm în momentul de față, pentru că castelul de la Hunedoara are peste 400.000 de vizitatori anual. DEVA nu are nici un sfert din acești vizitatori. Trebuie să facem acest transfer și astfel încât turiștii de acolo trebuie să vină aici. Dar uitându-ne la DEVA noastră, vedem acum că avem anumite probleme cu telecabina. Ok, dar atunci trebuie să amenajăm această cale de acces pe jos către cetatea DEVA-i, pe care să o punem în valoare așa cum trebuie, trebuie să facem și să ne interesăm exact cum se duc turiștii, să facem o signalistică corespunzătoare, trebuie să facem și să aranjăm acele locuri dinaintea porții 1 ca să fie cu adevărat primitoare pentru ce să nu fie turiști. Un pericol pentru ei. Cum am spus înainte, DEVA este casa noastră. Noi așa trebuie să ne purtăm și cu cetatea ca și cu casa noastră. Și atunci trebuie să ne uităm cum. Ce văd turiștii astăzi în momentul în care urcă pe cetate și trebuie să o amenajăm corespunzător. De aici plecăm mai departe și chiar am avut discuții cu cei de la teatru, pentru că noi vrem să ținem turistul cât mai mult în DEVA. Turistul urcă, vede cetatea, vede orașul, îi place, stă o oră și coboară, înapoi se duce și pleacă în altă parte. Împreună cu teatru vrem să organizăm un festival medieval. Vrem să organizăm în fiecare weekend anumite reprezentații la fiecare poartă, pe parcursul urcării către cetate, astfel încât turistul să stea acolo, să savureze un spectacol, să savureze view-ul pe care îl are, să ajungă sus unde în cinta cetății să aibă alte activități pe care să-l țină acolo, să-i consume timpul, să-l facă ca să nopteze după aceea în DEVA, să ia cina în orașul nostru și atunci dăm de lucru și la cei din Horeca.
Trebuie să facem aceste lucruri mult mai complex. Ne uităm și cred că cu toții am circulat și am mers în alte țări și am văzut ce înseamnă un mic monument sau o mică cetate pe care știu să o pună în valoare, știu să-ți acapareze timpul și să te ține acolo, să te fascineze cu povestea pe care ți-o prezintă. Asta aș vrea să facem în fiecare weekend în cetatea Devei, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, să existe anumite programe pe care să le facem împreună cu teatru și astfel încât turistul să poată savura cât mai mult din farmecul orașului nostru. Și vorbim după aceea mai departe. Avem un aqualand la baza cetății, extraordinar de bun, ok, dar acest aqualand vreau să fie extins cu un bazin semi-olimpic, cu alte bazine cu topogane, pentru că, până la urmă, acest aqualand trebuia să plece în principal de la ideea unui bazin, măcar semi-olimpic, unde să te duci să poți să înveți, să noți cu copiii și așa mai departe, iar turiștilor să le dea posibilitatea să facă mult mai multe activități. Vedem cât de mulți deveni pleacă în Ungaria, la Gyula, la Hoidu-Soboslu, la Szeged și așa mai departe. Putem să extindem și noi să facem acest lucru din acest aqualand, astfel încât să acapărăm și să ținem a doua zi turistul, după ce în prima zi poate a urcat pe cetate și a văzut frumusețile și spectacole pe care să le pregătim, în a doua zi să se relaxeze acolo la aqualand și să petreacă încă o zi în orașelul nostru. Și atunci avem 3 nopți aproape de staționare a turistului aici, din care cu toții câștigăm mult mai mult și așa putem relansa turismul. Dar sunt foarte multe discuții pe tema turismului, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem, dar trebuie să începem și după 9 iunie cu siguranță că le vom face. Sunt foarte multe probleme, așa cum spuneam, dar arată că veniți și cu soluții și pe Deveni asta interesează până la urmă, soluțiile pe care le aveți pentru toate problemele pe care ei le-au identificat și dumneavoastră și până la urmă sunt vizibile și de către vizitatorii acestui oraș și să nu uităm că Deva are cel mai mare buget, chiar și peste cel al Consiliului Județean, care, să nu uităm, se ocupă de toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, este mai mare și decât cel al municipiului Hunedoara, care este deja un motor cumva și un exemplu și pentru alte comunități din afara județului Hunedoara și cu toate acestea lucrurile par a stagna, după cum ați spus că și oamenii vă spun pe stradă același lucru când vine vorba despre dezvoltarea acestui municipiu. Care ar fi prioritățile sau primele două priorități pe care le veți avea atunci când, în cazul în care Deveni vă vor oferi votul de încredere în data de 9 iunie, veți ajunge primarul municipiului Deva. Dacă vorbim de buget, într-adevăr, așa este cum spuneți dumneavoastră, bugetul municipiului Deva este cel mai mare din tot județul, inclusiv mai mare decât al Consiliului Județean Hunedoara. Și vedem câte lucruri și realizări are Consiliul Județean Hunedoara chiar cu un buget mai mic. Ne uităm la Spitalul Județean, ne uităm la tot ce înseamnă rețeaua de drumuri și așa mai departe. Dar cred foarte mult într-un buget participativ și asta o promovez permanent, pentru că așa cum fac în Ministerul Economiei și tot timpul mă întâlnesc cu antreprenorii, cu reprezentanții turismului, așa vreau să fac și la Deva. Acest buget să fie stabilit de oameni, împreună cu asociațiile de proprietari, împreună cu Consiliul Consultativ al Antreprenorilor din Deva și Consiliul Consultativ al Turismului din Deva, al celor din Horeca, împreună să hotărâm care sunt prioritățile orașului nostru, care sunt necesitățile și așa trebuie împărțit un buget la începutul fiecărui an. Bugetul este al devenilor, este strâns din banii oamenilor, este trezit din banii contribuabililor, a societăților comerciale din Deva și împreună trebuie să hotărâm care este linia de dezvoltare. Așa cred că este o normalitate. Așadar, prioritățile pe care le-ați avea sunt cele ale oamenilor. Obligatoriu. Ca să concluzionăm pentru Deveni. Suntem Deveni și Deva este acasă la noi. Și în familie îți bugetezi împreună cu soția în fiecare săptămână, lună și la începutul fiecărui an prioritățile. Așa trebuie să facem și noi împreună cu toți locuitorii, reprezentanții tuturor locuitorilor, să prioritizăm bugetul. Foarte frumos ați spus puțin mai devreme, împreună cu familia, cu soția. Deva e acasă. Îți desenezi cumva, îți creionezi direcția, se pare că nu toți funcționează după acest sistem. Eu spun doar cum vreau eu să fac și asta împreună cu echipa mea și asta este dezideratul nostru și așa vrem să facem după 9 iunie, dacă Deveni ne vor da ocazia să putem să
fim la conducerea primăriei Deva și eu să fiu primar după 9 iunie. Într-un minut, așa, aș vrea să discutăm puțin și despre sport. Vedem în aceste zile ce s-a întâmplat în municipiul Hunedoara, cum a renăscut Corvinul și cât de unită este întreaga comunitate. La Deva sentimentele nu pot fi, sau nu, cel puțin deocamdată, dar nu și sunt noi la putem. Fel. Și sunt mândru de ce a făcut primarul Bobouțanu la Hunedoara și o performanță extraordinară, dar să nu uităm, noi aveam handbalul, noi trebuie să-i dăm handbalului o direcție de dezvoltare foarte clară, basketul, iar că tot așa auzeam tot felul de discuții, vine Rus și nu mai face niciun campionat de basket sau de alte sporturi. Eu am făcut basket de performanță, eu am fost sportiv, eu știu ce înseamnă sportul și mai mult decât a dezvolta mai mult și a aduce mai multe campionate în municipiul nostru, trebuie să facem și terenuri de fotbal multifuncționale, terenuri multifuncționale în tot orașul nostru. Ca tinerii noștri să nu mai stea în casă pe tablete și la televizor sau pe telefoane. Avem atâtea locuri unde putem amenaja terenuri multifuncționale prin tot orașul. Asta trebuie să fie, reîntorcându-ne la discuția cu seniorii noștri, cu acele locuri de întâlnire și cu sportul pe care trebuie să-l promovăm în rândul tinerilor și nu numai. Pentru că tinerețea și sportul înseamnă și sănătatea oamenilor. Și asta trebuie să facem și să o dezvoltăm extraordinar de mult. Și putem să o facem. Chiar putem. În încheierea emisiunii o să vă rog să transmiteți un mesaj devenilor. Rog Deva ca la 9 iunie să se gândească foarte mult în momentul în care vor pune ștampila pe buletinul de vot. Dați șansa unei echipe puternice, unei echipe tinere și cu experiență ca să facă lucruri bune pentru orașul nostru. Deva e acasă și Deva merită mai mult. Așa că haideți, dragi deveni, după 9 iunie să facem lucrurile așa cum le facem pentru casa noastră. Dumnezeu să ne ajute! Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes vă doresc! Doamne ajută, mult succes nouă tuturor devenilor! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!